Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de zahăr, sare și grăsimi. Este deja un îndemn pe care îl știm pe de rost. Dar ce înseamnă mai exact exces? Ei bine, există un nou studiu în privința consumului de zahăr care vine să răspundă la această întrebare. Potrivit unui nou studiu, putem consuma în fiecare zi 6 lingurițe de zahăr pentru a îndulci ceea ce mâncăm sau bem, evitând în același timp riscul de a dezvolta 45 de boli diferite, inclusiv diabet, probleme cardiace și depresie. Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca zaharurile adăugate să nu depășească 10% din aportul caloric zilnic. Pornind de la această ipoteză, un grup de cercetători a efectuat o analiză pentru a evalua validitatea studiilor anterioare privind consumul de zahăr în dietă și efectele asupra sănătății. În total au fost luate în considerare 73 de studii, din care au reieșit o mulțime de dovezi că prea mult zahăr poate contribui la boli precum diabetul, guta, obezitatea, hipertensiunea arterială, atacul de cord și accidentul vascular cerebral și, în unele cazuri, chiar cancerul. Ca să nu mai vorbim de probleme precum astmul, cariile dentare și depresia. Cercetătorii au descoperit puține beneficii pentru sănătate asociate cu excesul de zahăr. Ele nu au fost date publicității pentru că oamenii de știință admit că dovezile pe care le au sunt în mare măsură observaționale. Aceste rezultate, combinate cu datele de la Organizația Mondială a Sănătății, Fondul Mondial de Cercetare a Cancerului și Institutul American de Cercetare a Cancerului, sugerează reducerea consumului de zaharuri libere sau zaharuri adăugate la mai puțin de 25 de grame pe zi, limitarea consumului de băuturi dulci la mai puțin de o porție pe săptămână. Relatează observatornews.ro.